Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu astăzi de la bucătărie și o să pregătesc niște porte pentru maica mea, pentru taica mea, că pleacă la lucru. Le fac niște porte și nu știu ce să mai pregătesc. Ori cartofi, ori nu știu. Le-am spălat, le-am dat cu sare, cu mine. Prieteni, vreau să vă spun o surpriză. Pe plac, adică. I-am făcut pe plac lui Ion. Vezi că sunt și eu în direct. N-am o dină. Duceți-vă în camera voastră. Știți bine că Ion își dorea o mașină aceea în Anglia. Nu că își dorea. El vrea să arată la lume că cumpără mașină și aceea. Chiar dacă nu mai stăm aici și plecăm. Și a cumpărat mașină, Ion. Prieteni. Și mai încolo să vă arăt mașina lui Ion. Nu e mașină wow. E mașină de muncă, de lucru. Dar ca să aibă aceea să se plimbă. El a văzut că m-am dus eu cu autobuzul și cu taică meu și el când m-a văzut pe mine că m-am dus cu autobuzul s-a dus și a cumpărat mașină. M-a întrebat, vezi că mă duc să iau autobuz. Să iau mașină, scuzați-mă, prieteni. Să iau mașină. Și am zis, dacă tu vrei și îți dorești, du-te și ia, fă-i ce vrei. Am supărat un pic, mi-a trecut. Așa suntem noi. Ce să fac? Să fac ce zice el. Nu știu ce să zic, ce să mai zic, prieteni, că sunt foarte obosită, foarte dezamăgită. Că trebuie să plecăm acasă, că avem o problemă acasă de rezolvat. Și trebuie să plecăm neapărat acasă eu cu Ion. Și de-aia nu mai am timp să filmez, că dacă mă duc la muncă câteodată, nu prea e nici de muncă așa, zi de zi. Nu știu ce să mai zic pe el. Acum pregătesc bagajul pentru mama, mi-a venit niște prieteni care sunt de la noi din oraș, din Strehaia. Sunt în cameră dincolo, stau de taină acolo toți. Eu am venit la bucătărie să pregătesc pachetul pentru mama, pentru tata. Am vorbit cu copiii, cu fănică, cu soacră mea. Au pregătit și ei bagajul pentru noi să ne trimită de mâncare. Numai încurcături facem, prieteni. Nu știu nici noi ce mai facem. Ce scuze, prieteni, că vă lăsai. Dă-mi niște cartofi să curăț. Că nu mai am timp. Pentru pachet. Pe Mărioara Dari Măsaua s-a dus să scoată o măsea. La Severin, n-a scos-o. A făcut infecție, prieteni. Care în gură trebuie să se ducă, să tratează întâi infecția și la urmă să tragă măsaua. E așa de copii, nu știu. Nu prea mă simt bine, prieteni, am probleme iar cu spatele. Nu mai am tratament. Trebuie să-mi trimită soacră mea. Dar e un tratament care nu-mi dă fără rețetă. Care îmi calmează durerea. Știți problema mea cu spatele, cu coloana.
durerea nu, nu o simt atunci când fac treaba. După aia. Acolo unde muncesc eu la iaurt, am ridicat, am făcut efort și nu trebuia. Asta e. Să facem bani. Și tot nu sunt bani. Muncim, facem și tot nu e. Probleme sunt. Asta e. Să fim sănătoși, să trecem pe serie. Dacă avem sănătate, ne rezolvăm ușor, ușor. Mămâia s-a dus sus la ea în cameră, să se pună și ea în pat. Am pregătit de mâncare. Am spălat vasele. Până la rușine în șeruful pe ceea ce avuserăm. Am văzut că multă lume m-a susținut să mă duc acasă la copiii mei. Vă mulțumesc mult! Dar trebuia să mai stăm și noi să facem și noi bani, că na. În România ce vreau să facem? Facem și în România bani, da? Cheltuim. Întreținere mare și acasă. Cum zic alții, că plecăm de aceea, că nu știm să muncim, că ne uităm de muncă. Nu ne uităm. Nu suntem obișnuiți cu munca. Noi nu ne uităm. Eu și așa bolnavă cum sunt și tot vreau să muncesc. Eu tot la fel, muncește și eu. Nu cum zic alții în comentarii, că eu nu e bun de muncă. Nu-mi placă cu cartofii ăștia deloc. Ce voi mă vorbesc și eu cu prietenii mei. Salut, prieteni! Salut, ești tu, prieteni! Salut, prieteni! Uitați, prieteni, ce tu soare are, Stelica. Hai, Ionică! Hai, Ionică! Dar apropo de cartofi, mie nu-mi plac deloc ăștia, că ești din aia cu pomul. S-a dus eu și cu Stelica la cumpărături și cu fratele meu și au luat un sac de cartofi. Și ei n-au văzut că sunt cartofi din așa cu pomul. Nu-mi plac cartofii aia ai noi. Ei zic că-s mai gustoși ăștia. Lămâia doarme, Stelica? Da. Doarme, a? Obosită. Ții și tu să se mai abonează lumea. Da, sunt tot așa, toți acolo sunt. La canalul tău. Ei mă abuză, Stelica, că zice să nu vă abonați la canalul meu, să nu vă supărați pe el, că el glumește, prieten. Să nu vă supărați pe el. Când zice el să nu mă abonați la canalul meu, el zice din necaz că n-are abonați. Normal trebuie să-și facă lămâia canal de YouTube. Am văzut că a scris un domn acolo, nu știu, nu mai țin minte cum se numește, să pună lămâia de la Strihaia. Și cred că e mai bine așa. Că țărină de la Strihaia nu prea și cum face el, nu filmează, nu nimic, aiurea așa face el videoclipul. El mai mult brumești. Dar dacă plec eu acasă, o să fac o lămâie canal de YouTube și filmează ea. Continuare, deci, ce faci. Dacă are timp. Trebuie să mă duc să cumpăr ceva pentru copilul meu, că i-am promis că iau o pereche de Adidas frumos de la firmă, 150 de lire fac aceea. Și mi-a cerut Adidas la ea și o să-i iau.
cumpărături, să cumpăr și eu ceva pentru copii, când o să mă duc în casă. Eu l-am luat mașina, dar o lasă și ea pentru frate-sul. Bani aruncați. Spuneți, prieten, că eu sunt de vină. Da. Uite, vorbesc și râde mama de mine că vorbesc. Nu vorbesc singură. Vorbesc cu prietenii mei. Ce vorbești de aceea cu prietenii? De Ion, de mașină, că a avut poftă să-și ia mașină. Și l-am lăsat ca să fac în voie. Îi fac pe pleacă. În voie și Ion al tău? Acum pleacă acasă și rămâne mașina și el, Ustilică. Dar tu unde ai dus? Mămică! Unde ai dus? Mămica s-a dus la baie. Fie din, am văzut că vorbiți de copilul meu în comentarii la socul la Hane de la Strehaia. Că copilul meu e trist, că e supărat, că nu e trist, așa e el, așa e felul lui. El este o fire mai retrasă, cum e și soacră mea. Ați văzut că soacră mea nu glumește, nu... Așa e ea. Și fănică, cu ea seamănă. El, numai dacă vorbești cu el sau... El nu se bagă în vorbe așa, aiurea, să vorbească... Neîntrebat, cum să spun. Copilul meu e cu minte, e ascultător, e deștept. Chiar dacă stă la calculator, învață, prieteni, nu trebuie să vorbiți așa, pentru că copilul vede comentariile, citește și el se jignește, se supără când vede că scrieți așa despre el. Vă rog eu frumos. E cum gângeți dumneavoastră. Copilul e vesel, are tot ce-i trebuie, îi place mult să stea pe calculator. Pe o parte aveți dreptate că spuneți că nu e bine să stea pe calculator mult, aci aveți dreptate, dar că e trist și că e supărat, nu e adevărat. Așa e el, așa e felul lui. Ce pregătești, mămică, ce? Uite, mămică, puteți să pregătesc mâncare pentru voi. Da, că plec la lucru. Da, mămică. Și ești cu mică, mică, la bani să-ți iei un suc. Da. Să-ți iei o pungă de semințe. Da. Da, și să stai liniștit. Eu ziceam să plec în mor, furiș, fără copiii ăia nici. Nu vreau să-i vreau cu mine. Păi dacă mai pleci, că vine noaptea. Și ce vă faci? Nu mai, nu mă mâine dimineață poți să te ajungi la plimbare. Nu la plimbare, vreau să mă duc să iau ceva la copii. La copii? Păi lasă mâine, pe zi. Da. Așa că prieteni, toată lumea vorbește de copil, că copilul e supărat, că e trist, că e palip, că e... E copilul meu așa cum e. Vă rog eu, nu mai vorbiți, că el citește comentariile și ale mele și ale socrului meu și din contră, se simte mai altfel, nu știu cum să vă spun. Am citit comentariile la socrul meu și nu mi-a plăcut deloc. Că e trist, că e... Cum vrei să facă, să vorbească singur copilul? Da, tată, hai, intră! Ce faci? Vlog. Salutește prietenii mei. Salut, prieteni. Spuneam la prietenii. Deci, în Anglia. Colea, că au vorbit pe vlogul lui socrul meu că fănică e trist, că nu vorbește. Nu, nu, așa e. Că e supărat. Lui. Așa e felul lui. Așa e, mai mulțumit așa. Cum e și soacră-mea. Soacră-mea nu vorbește, nu se bagă în vorbă cu oricine. Da, așa simte. E mai rușinos. Mai de la țară. Mai de la țară, da. Și voi ce căutați? Ce vreți să faceți? Acel... Trebuie un pic de liniște, să facem o siguranță la mașină. Improvizație. Da? Inelo, hai să arătăm și noi mașina. Pe canalul meu de YouTube. Mașina lui Ion, care a luat-o și el în Anglia. Să arată la prietenii lui că cumpără și mașina aceea.
Ce dă paloca de la furnița? Chiar dacă pleacă acasă. Până aici seara, pe răz. Hai, revenim, prieteni, de la mașină. Da. Am revenit, prieteni, de afară, împreună cu bunicul meu, cu nearomică. Să trăiți, să trăiți. Bunicule, hai să arătăm. Panii tăi, da? Mulțumesc și mata să fii sănătos. Hai să arătăm la prietenii mei mașina lui Ion. A lui Ion? Care da, a luat-o Ion? Da, hai. Hai cu mine, bunicule. Da. Plecai din casă, prieteni, plecă taică meu, maică mea. Da-ți prieten mașina. Asta e. Mă suiam cu lea în partea asta la volan. Mă suiam la volan cu lea. Dincolo e volanul. Vezi ce fac? Îl duia ca. Da, spre din. Ce, închiseră? Închiseră. Nu cred. Doamne, dar vezi ce să desfac. Gata, hai. Da, spre din, mașina lui Ion, care s-a supărat pe mine. Nu lasă, cumpără mașina. De câte lucruri e? De mine, 7 lucruri. Ia zis. Hai să pornim. Hai să pornim mașina, prieteni, să vedem cum funcționează. O pornești? Avem și muzică? Ia zis. Mașina lui Ion, taică meu, lui Stelică. E frumoasă, prieteni? Da, are și capse. Frumos. Hai. Ce are aici? Capse. Ia cum face motorul. Mă omoară ăștia. A, bunicule, pot să conduc și eu? Da, conduci? Hai să încerc. Până acolo. Așa că am mai condus mașina, dar la noi în România. Hai da. Atâta, bunicule, n-avem voie mai mult. Da. Acum să dau în spate. Să parchez la loc, ca să nu vadă așa că mișcai mașina. Nu e așa? Hai. Atât, ajunge. Atât. Ajunge, bunicule. Nu-i așa? E frumoasă mașina, da? Mașina de muncă, de lucru. E curată. A luat mașina asta numai din cauza că am fost eu cu trolibuzul, prieteni. La mall, la plimbare. Am stat în stație o oră jumate de am așteptat autobuzul. Și lui nu i-a convenit. A zis că ce, pentru 5-600, de cât a dat bunicule pe ea, că nu știu. 600. 600? Da. De lire. De lire. Prieteni, uitați-l pe nebunul de Stelică și nebunul de frate meu. Ia uite, ia pui de apă. Stai un pic, uitați. Nu aruncați apă. Văzuși că porni mașina, văzuși că porni mașina. Te lua mașină? Da. Hai să dăm. Hai să dăm o tură. N-am asigurare pe numele meu. Dormeam și eu și n-am odină de tine că porni mașina. A, te speriași? Da. Că furarăm. Dar de unde luvași capsele ăștia pe aici? Astea sunt pietre Swarovski. Swarovski? La Rolls-Royce. Uitați, prieteni, are pietre Swarovski. Să vadă bogații, că am și eu, nu numai bogații. Mă duc eu în Strehaia la mine și mi-au BMW-ul și dau ture cu el. Aduce, dă-te jos. Hai, dă-te jos, du-te la BMW-ul tău. Lasă, să fie eu mulțumit acum că are mașina aceea. I-ai făcut surpriză. Nu, că el și-a luat-o, dar i-am dat voie să-și ia mașină. Îl așteaptă la casa scării, la poartă afară, da. Nici poartă n-are. Nici poartă n-are la casă. Asta e casa unde stăm noi, prieteni. Ia pe ea, băi, pe prietenii tăi, mai vorbește mine. Da. Vrei să mă arunc acum? Nu, că vede YouTube-ul și zice că te sinucizi. Acum, mă rog. Hai, pa. Hai, dă-te jos dacă vrei. Ia zi, bunicule, ce mai zici? Ce să mai spun?
În anul 1976. Iar ne povestești. Da. Eu cu bunica mea. Așa. Am făcut 5.000 de lei. Bani. Lei vechi. Așa. Și am depus la IDMS Pitești. Era IDMS, așa se numea, Uzina de Autoturisme Pitești. Așa. Și am depus 5.000 de lei să aștept un an de zile. Până când vine rândul să-mi dea o Dacia 1300. Nevastă mea, bunica ta, am avut scandal cu ea în casă. Pentru că fratele ei a cumpărat o Dacia de cum, mai veche, adică. Da. Mai veche. A luat nana mașină și tu aștept prea mult. M-am dus cu fratele meu, Dodu, la Pitești, nu cu ea. Așa. Era prin noiembrie. Și am dat 1.000 de lei la ăla, la devans, ca să mă pune pe listă, că se dedea un devans de 15-20 de mașini la sfârșit de lună. I-am dat 1.000 de lei, dumne, să mă pui pe listă și mai dau diferența până la 70.000 de lei. 70.000 de lei am împrumutat la trei frați. N-am avut toți banii ai mei. Așa era de mult. Bani grei, da. Mă uite pe 24.000, 30.000. De euro sau bani? Lei ăștia, cum era cu Nicolae Bălcescu. Vechi. Nu euro. Vechi, în 1977. Așa zi. Nu erai născută. Pe așa zi, nu bani. Nu, lei. Și am stat acolo la hotel două zile. Până când mi-a scos la mașina, era culoarea roșu 27, Dacia 1300. Roșie? Da, cu carton. Numele cu carton și numărul scris, de Argeș. Toți țiganii de la Târgu Jiu să mă omoară. Parcă știu și eu mașina aia. O știi, Dacia. A? Roșie? Da, roșie. E des prieten, că știu și eu mașina lui bunic. Păi cum să nu? Eram născut atunci. 15 ani. Eram atunci. Cum să nu? Ești născut în 89. 88. 88, da. Am avut aceea. Înseamnă, prieten, că am fost și eu atunci când avea bunicul. Am ținut-o până la Revoluție din decembrie 89. Păi de aia am prins și eu Dacia. Da, păi de aia. După aceea te-am plimbat cu Cielo. Al roșu. De la Craiova roșu. Vișiniu, da. Și unchiul meu, inel avea verde. Verde era a lui. Da. Cielo. Udei mașina lui frate meu. Mașina lui frate meu, mașina lui Ion. Prieten, când o să plec acasă, o să o împărțim în patru. Eu o să-mi iau jumate din mașină. Ion, Ion jumate, Selica jumate, tata jumate și fratele meu jumate. Dacă rămâne taică-tău aceea, îți înapoiază din bani înapoi lui Ion. Nu? Da. Păi n-are cum. Și omul banii îl pleacă. Eu am zis prieteni să pună toți bani. De ce să pun numai eu bani? Să pună și frate meu, și Stelică, și taică meu, că tot să plimbă cu ea. Acum pui și tu bani, pun și eu. De eu nu mă duc aici. Ne urca România. Aici? O ducem în România? Nu, bunicule. Ne urcarăm în mașină. A, că ne urcarăm în mașină, să plătim. Aceea, în Anglia, așa e. Când te urci într-o mașină, trebuie să plătești. Să vai dai, de mine. Să dai 5 lire, 10 lire. Așa zic că și aici. Da. Aici sunt oameni trăzniți. Nu. Plătești drumul, motorina. Așa că, prieteni, vă mulțumesc. Englezii atâta fac mai mult ca românii. Be circulă cu mașina pe partea stângă. Volanul e pe partea dreaptă. La noi pe stânga volanul, în România, în Europa. Ce firmă e asta, bunicule? Hmm? Cum se numește mașina asta? Zafira. Zafira? Emblema asta, prieten, că nu cunosc. Așa că, prieten, vă mulțumesc mult. Vă doresc multă sănătate. Doamne ajută la toată lumea. Și vă rugăm frumos să ne dați și nouă un like dacă v-a plăcut această filmare. Și să nu uitați să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube, Mărcuța de la Streaia. Vă mulțumesc mult. Pa, pa!